Gabriela Băncilă, director ANM, în direct cu noi. Bună seara, doamnă Băncilă. Bună seara. Evenimente neașteptate și o furie, aș spune, cu totul surprinzătoare a vântului în Ilfov și București în această seară. Da, și pe partea de nord a Munteniei, pentru că și în județul Prahova s-au semnalat viteze similare ale vântului. Este, spuneați că este neașteptată. Am estimat dimineață prin prognoza specială pentru municipiul București că în această seară există posibilitatea pentru a se semnala manifestări de instabilitate și menționam noi în acea prognoză despre intensificările de vânt și descărcările electrice, pentru că exista o probabilitate ca ceea ce se întâmpla în zona de munte să coboare în orele serii, odată cu diminuarea căldurii, chiar și în zonele mai joase, inclusiv să se apropie de municipiul București. Aceste fenomene se pot repeta în zilele următoare, doamna Băncilă? Există posibilitatea pentru un grad ridicat de instabilitate atmosferică și mâine. Astăzi este foarte adevărat că poate atenția tuturor a fost îndreptată încă de dimineață spre temperaturile ridicate, spre valul de căldură persistent. Dar mesajul acela de avertizare a fost dublat de un mesaj de atenționare și avertizare cod portocaliu. Erau destul de multe județe care se aflau sub incidența acestui cod portocaliu, care făcea referire exact la vișeliile puternice și căderile de grindină, ce s-au semnalat cu precădere în zona Maramureșului, Transilvania, nordul Moldovei și, bineînțeles, zonele de munte. Iar pentru celelalte zone, și mă refer aici la partea, jumătatea nordică a Olteniei, a Munteniei, probabilitatea, dacă e să discutăm în acești termeni, era undeva în jurul la 30-40%, de aceea noi am menționat-o în prognoză, așa cum vă spuneam, și o situație similară se poate întâmpla și mâine. Mulțumesc foarte mult, Gabriela Băncilă, director ANM, cu detalii despre furtuna scurtă, dar foarte intensă din această seară din Ilfov și din București.